Comuna Vața de Jos îmbracă haine de sărbătoare, duminică 11 iunie de la ora 16. Administrația publică locală organizează în fața Căminului Cultural din Vața de Jos, tradiționala NDE, eveniment la care sunt invitați toți locuitorii comunei și nu numai. Ne dorim să vină cât mai multă lume la Vața de Jos, tradiționala NDE de la Vața. Începere de la ora 16 va fi spectacol. În preambul vom premia cei care anul acesta au făcut 50 de ani de căsătorie. Este vorba de vreo 10 cupluri care, iată, anul acesta fac 50 de ani de căsătorie, o viață de om. Și totodată vom premia și sportivii din comună, aproape 100 de copii. Vom premia cei care fac fotbal, care fac karate, care au avut rezultate foarte bune la fotbal și la campionatele de karate din țară. Și sâmbătă înainte de ND vom avea și un off-road demonstrativ la Vața de Jos de la ora 5. Pe scenă vor urca îndrăgiți interpreți de folclor: Cornel Borza, Mariana Deac, Cristian Fodor, Diana Selagea, Ovidiu Olari, Petruța Tihulcă, Ciprian Pop, Diana Leaha, Vlad Lință, Teodora Petruț, Sorinel Micu, Luiza Gildea, renumitul taragotist Pera Bulz și orchestra condusă de profesor Ionel Coza. Iar pentru că tradițiile de aici sunt pe mâini sigure, fiind promovate inclusiv de cei mici, din programul artistic face parte reprezentația mini-tarafului de la Vața de Jos.